Cei care au trecut weekendul trecut pragul Muzeului în Aer Liber au avut ocazia de a întâlni pe meșterii populari vâlceni. Aceștia au venit să-și prezintă creațiile artistice în cadrul zilelor vâlcene la Sibiu. Tehnicile de confecționare a opincilor sau cusuturi iilor au fost doar câteva dintre elementele care i-au încântat pe sibieni. Zilele culturii vâlcene au avut loc în weekendul care tocmai s-a încheiat la Sibiu în Muzeul în Aer Liber. Vedetele ediției au fost de departe meșteșugarii veniți să prezinte obiectele populare pe care le confecționează manual din materiale tradiționale după tehnici transmise din generație în generație de sute de ani. Spre exemplu, Mojilinca, așa cum îl cunosc vâlcenii, face opinci de când se știe. Bătrânul a acceptat să ne explice și nouă cum se confecționează încălțămintea tradițională, dar nu înainte de a menționa că meseria se fură, nu se învață. Întâi măsori clientul. Așa, și în funcție de măsura de la picior, tai din material, din piele. O tai sub formă de dreptunghi. Îi dai aici o formă așa mai estetică și începe asta să numește gurgui, după carte. Așa, și cusătura asta a îngurzit. Și încep din partea asta, cu cusătura. Asta trebuie udată, că altfel nu reușiți. Și încep cu lucrul din partea asta. Bagi într-o parte, în alta, are căutare. Florile astea mai frumoase vin în afară și asta în interior. După ce am văzut cum se fac opincile, două standuri mai departe, o doamnă ne-a arătat și cum se făurește o ie tradițională. Doamna Magdalena din Brezoi ne-a prezentat o ie cu model care se regăsește și în mărginimea Sibiului. Asta e fața. Întâi lucrăm ciocănelele, mânecile. Aici e încheiat în cheiță, e lucrată numai de mână, absolut de mână, danteluța lucrată manual, cheița și aici modelul pe mânecă. Am încercat să... Model specific cărei zone? Zonei de nord a Vâlcii, care este, zona noastră este influențată de zona Sibiului, a mărginimii, datorită transhumanței, s-au stabilit ciobanii la noi și chiar și dincolo de munți, pe la Vaideni, dacă ați sesizat, au același port alb-negru și s-a împământenit ăsta. Nu a fost dintotdeauna portul ăsta, dar s-a împământenit portul ăsta. Că e foarte plăcut. Cei mai încântați au fost sibienii, care au avut ocazia de a vedea cum se îmbină tradițiile din zona Olteniei cu cele din Transilvania. Sunt inspirate din ceramica tradițională românească. Recunosc că un loc important de inspirație este Muzeul Satului, fie că e vorba de cel de aici, fie că e vorba de cel de la noi, de la Râmnicu Vâlcea, de la Bujoreni. Și sunt elemente de arhitectură românească tradiționale care se regăsesc în toate aceste piese, pridvorul, prispa, felul în care este alcătuit acoperișul și așa mai departe. Pe tot parcursul weekendului, scena de pe lac a fost animată de către ansambluri vâlcene venite să își prezinte folclorul din zonă.